pozzo voi spumemmo poveste, dar nuna qua fosto data, io poveste mai recente. Un'ami nostri in templata, un'ami nostri in templata. Marica, Magda, Teresa, Lenke, Ilonka, De Marita. Deci vom mânca le capășa și vom începe-a cuvânta și vom începe-a cuvânta. Olha, thank you.
scârție îngrozitor. Băi, Caroi! Băi, Fugedeș! Caroi! Ai surzit! Dar ce ai, bă? Am să spui ceva. Păi spune! Păi nu pot aici. Ei, secret. Păi atunci du-te mai încolo și strângă, bă. Secret, bă! Ce? Nu pot să mă duc mai departe, că-i râu! Aha! Hai! Dă-i drumul! Hai, spune-mă odată ce-i! Mă spune ce-i, bă! Vor să mă trimeată la un nou curs? Ha, vor să-mi cumpere invenția. Altceva. Ceva foarte important. O adus bere la bufet. Caroi. Adus până dată, mă! Nu lasă-mă! Să fac alegeri la CAP. Tu o să fii noul președinte. Nu mă întreba de unde știu, secret. Vor să mă leagă pe mine? Precis! Jur! Mă, jur! Să-mi sară ochii dacă te mint, na! Nu, atunci vin o casă să gustăm un pahar. No. Hai! Nu merg. Fă, nu... Hai în casă, auzi? Hai! Nu insista, hai. Nu insista că nu pot să stau decât până diseară eventual. Hai, mă, ce? Nu mă lasă nevasta. Hai, mă, hai. Păi hai, hai, dar nici chiar hai, așa mă, mai o surprindere să știi, nu m-am așteptat. Ah, da, ai ceva de aleguri, cu bucățică de brânză de ceva, să nu luăm chiar pe gol așa de dimineață. Mm. Nu dormi cineva în casă? Nu. Da, să știi că nu pot să stau. Nu! Nu stai bine! Nu stai bine. Ce? Când ai să fii președinte, așa ai să învârtești toată comuna. Amețesc. Băi, 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 Caroi. Așa, ventilația. Mm-hmm. Am o poșit duhăni? Nu, nu. Noroc. Noroc. Hei.
aur. Și zici că mă alege președinte, ai? În mod sigur. Da. După câte cursuri ai făcut, tu ai absolvit cele mai multe, ești cel mai nimerit. Păi da, ca un președinte trebuie să aibă cultură. Păi uite aici, curs de cultura porumbului, curs de zootehnie, curs de prim ajutor, curs de ateism. Ești ateist? Păi da, sigur că sunt. De ce am făcut eu atâtea cursuri? Păi după ce recunoști pe omul neînvățat? Că e bu. A, nu, nu. Că e răcit, băi. Are nasul înfundat. Nu simte ce-i în jurul lui, nu știe care e situația. Așadar, dragi tovarăși, noul președinte va fi tot cel care a fost. Vă mulțumesc că l-ați ales. Îmi pare rău, Caroi. Să te la dracu. Las că vă arăt eu vouă. Ce-o fi având ăsta? Ana, dă-mi recomandările. Dar ce s-a întâmplat, nene Fugădăș? Vreau să modific viața personală. Cum să modifici? Vreau să includ în marea cotitură. Ai mai mare cotitură din viața mea. Nu înțelegi? Apoi nu-i nimic, o să înțelegi minte, n-aș dă-mi hârtiile. Fără trașul președinte nu se poate. Dar viața mea, tu, fată, nu e a lui. Îs recomandările mele, îs cursurile mele. Vă rog, uite, tocmai voiam să vă trimite la un curs de legumicultură. Ne-au cerut cei de la Ușcap. Ba, nimic! Eu nu mă mai duc nicăieri! Eu mă mulci din comună! Pe mine să nu mai contați! Că nu mi-ai recomandat! Că sparg la poarta! Vă rog foarte mult! Cum vă închipuiți? Că se poate umbla! Dar ce credeți voi că vă dă la bază de joc? Eu termin cursurile și altul ales președinte! Gata! Fiecare solicitare. Nu bea, nu fumează, eu o să bei și o să fumez. Mai departe, este un tovarăș disciplinat. Nu o să mai fie un tovarăș disciplinat. Are perspective de dezvoltare. Nu o să mai aibă. Nu! Alo, 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 salvarea? Nu! 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 Nu le-am pierdut mințile! Acum că le-am găsit și vreau să mă răspund! Trebuie să mă răspund! Nu! Nu! Tu și Ema, tu și Ema, ajută-ne că nu știu ce are tata! Lăsați-mă în pace! Carol, Carol, ce-i cu tine, omule? Ai bolând de cale! Dă-mi drumul la copac! Nu! 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 Lăsați-mă în pace! Nu! Nu! Lăsați-mă în pace, voi! Ce? Nu mă nebuniți! Nu mă nebuniți! Nu mă nebuniți! Ce aveți cu mine? Ce aveți cu mine? Unde ai ajuns, Fugădăș? Moise 5. Ai avansat în săptămânile astea. Citește cu voce tare, te rog. Și ne-a vorbit nouă Domnul Dumnezeul nostru zicând: destul ați locuit la poalele muntelui ăstuia. Sculați-vă și porniți.
Cuvintele astea tocmai ție ți se potrivesc. Păi știu. Testul am locuit la poalele muntelui. Mă scol și mă mut. Mă mut din comună. Astăzi plecați acasă. Ușor, frate predicatorule, să nu aluneci. N-am mai nins, da. Hai, poftim, poftim, intră. Așa. Nu-s acasă. Vor fi la cămin. La cămin? Da, cheia. Poate fi Ghedeș, fetele tale s-au dat cu diavolul. Dansează. Dansează? Așteaptă aici. Le aduc eu imediat. Mâncarea tata dansează, nu lasă. Sus piciorul, 4, 5, 6, 7, 8, zâmbiți fetelor, zâmbiți, 3, 4, 5, 6, 7, așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, palma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, așa, sigur că da, vezi, vezi, 1, 4, 5, 6. Hai, fetelor, acasă! No, acum, gata, acasă! Hai! Nimic, avem un safir, o persoană însemnată! Hai, acasă! Nene Fighedeș! Nimic, am spus, persoană însemnată! Nene Fighedeș! Și tu ce te barba, unde duci fierbioala? Ateistule! Hai, îmbrăcarea și acasă! Hai! Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara, fetelor. Toate sunt ale tale, da? Ale mele sunt date. Haide. Frumușele. Poftiți. Cum te cheamă, fetelor? Ilonca. E cea mai mică. Hai, 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 fetelor, în casă. Hai să intrăm în casă. Să poftim în casă. Frate predicatorule, fii binevenit la noi. Fiți atente, fetelor. De azi înainte, fratele predicator va sluji în satul nostru. Comunitatea l-a trimis să fie păstorul sufletelor și responsabilul mântuirii noastre. Care comunitate? Tata, noi nu suntem membri niciunei comunități. Ba da, ba suntem. Eu m-am alăturat fratelui predicator cu tot sufletul și cu toată familia. Lasă că le arăt eu lor. În noaptea asta, predicatorul o să doarmă la noi și mâine se mută la Tușa Emma. Și acum, frate predicatorule, spune-le ceva fetelor. Fetelor, copilele mele, dragele mele, ne retragem din această viață lumească trecătoare, pentru că toate și-au locul în prăpastia cea mare. Îngrijiți-vă grădina și întorceți-vă fața de la această lume. Nu vedeți că ceea ce eu vă propovăduiesc este mântuirea individuală? Singurătatea individuală în raza de diaboliță. În raza de lumina Domnului. Ați auzit de Diogene? Nu e din satul nostru. Nu râde tu. Diogene și-a găsit liniștea sufletească, retrăgându-se într-un butoi. Să ne mutăm noi în butoie? Să-mi din gură, tu nu te ranja! Trăiește ascuns. Trăiți ascunse și pentru voi înșivă. Urmați pilda lui Diogene, care nu mergea la teatru, nu fuma. Nici la căminul cultural nu mergea, nici la cinema. Priviți! Priviți la exemplul tatălui vostru. S-au folosit de el. Așa l-au e. Exploatat.
L-au cărat la fel de cursuri. Și nici măcar o jumătate de normă de președinte nu i-au dat. Las că le arăt eu lor. Domnul să te aibă în pasă. Și sufletul ți-l dau cu bucurie. Pirar să fie de prostie, tată. Suflet revoltat! Ijor! Tata a nebunit de tot. Prin sufletul ți-l dau cu bucurie. Bună ziua, Emma. Bine ați venit într-o doamnă. Emma, iată-l pe predicatorul nostru. Sufletul să fie al Domnului, soră Emma. Amin, mă bucur. Cumva mănânci carne, soră Emma? Cum o să mănânc dacă e oprit? Le-am strâns de la cei noi intrați în comunitate. Le vindem și cu banii căpătați plătim salariul predicatorului. Adică al dumitale, frate. Bravo. Sora Emma, cunoști noi așa cele oprite de credința noastră? În consecință, în consecință, deci nu înfulecați și nu îngreunați trupurile noastre slabe. Nu le murdăriți cu carne și grăsim, pentru că acestea duc la moleșirea trupului. Cine mănâncă mult devine somnoros și un suflet adormit nu-i drag Domnului Dumnezeului nostru. Faci cinste comunității noastre, soră. Ești bine pregătită. Predicatorule, așa, pătimaș? Când slujim cauza Domnului, nu putem fi niciodată îndeajuns de pătimaș, frate Figuriș. A fost un sărut frățesc. Frate predicatorule, ia loc la noi. E o casă sărmană, iartă. Pe bărbatul meu l-au dus apele când cu inundație. Nu l-au mai găsit niciodată. Dumnezeu cunoaște bine și Mureșul și Târnavere. Cu siguranță că el îl va găsi. Fratele predicator, dragă Emma, are nevoie de un sălaj. Profesor, puneți-vă de acord, eu trebuie să plec, că m-or chema la primărie. Du-te liniștit, frate Fugedeș. Liniștit? Nu, lasă că le arăt eu lor. Emma, draga mea, văd că ne-am întâlnit iarăși. Credeam că ești la Deva. Uite că m-am întors acasă. Și află că ce-a fost între noi s-a sfârșit. Am fost o proastă că am crezut în făgăduielile tale. Ești un ușuratic, un mincinos. Mă ierți. Să te ierte Dumnezeu. Emma, eu țin la tine. Eu te-am condus la Domnul. Lasă-mă să mă împărtășesc iarăși din dragostea ta. Nu te las deloc. Emma. Ei. Eu. Fugedeș are intenții serioase cu mine. Tu ești un desfrânat ordinar. Mai încet. S-ar putea să te audă domnul. Domnul știe câte parale faci. Iar eu sunt o membră respectată a comunității. Din carnea și slănina oferite, trebuie să adun bani ca să-ți plătim salariul. Bineînțeles că îți rămâne și ție ceva. Nici sicriul lui Hristos n-a fost păzit pe degeaba. Mă înșel cu fugă de șema. Suntem ca perechea din paradis înainte de căderea în păcat. Intențiile noastre sunt serioase. Și
Și dacă ai onoare, ai să spui tuturor că ne-am cunoscut abia acum. Iar dacă n-ai onoare, am să povestesc și eu tuturor cum ai fost izgonit din Deva pentru comportarea ta desfrânată. Bine, să faci toate precum ți-e voia. Ce-o și prima. Să știi că lumea e revoltată. Ce caută predicatorul ăsta la noi? Și pe Fiughedeș, ce l-a apucat? Ca să vezi în ce belele ne poate băga o glumă ca asta. E și gluma lui bărbatul meu. Dar și prostia lui Fiughedeș. Vorba e ce-i de făcut. Ce-i de făcut? Ne-am gândit și noi înaintea voastră. În orice caz, noi să-i lăsăm să-și facă de... nici pe șarlatanul ăla, nici pe Fiughedeș. Lăsați-ne pe noi, tovarășe primar. Pe noi, cei din echipa de teatru. O să-i facem o farsă de o să râdă și curcile de el, a? Măi, Mihai, băgați de seamă la ce vă înhămați. Nu ne mai trebuie încă o glumă. Dacă nu izbutiți, or să râdă curcile de voi. Lăsați pe noi. Și dacă nu o să vă placă... Da. Bine. Pe Fiughedeș și lasă în seama voastră. De șarlatanul ăla o să ne ocupăm noi. Bă, nu pleca, că te pune! Căsuța noastră veche și dragă. Bună tu, plecarea! Și tu ce te-ai cocoțat acolo? Jos! Ilunga, hai. Tu, Șema, ce o să fie cu noi acolo în plin câmp? Liniște, fata mea, o să fie liniște și pace în suflet. A dus în mijlocul nostru. Mulțam, fraților! Mulțam, faim, pentru această primire. În viața mea de multe ori am fost în delegație. Ultima oară la cursul de avicultură. Dacă m-am întors, nu m-or primit niciodată atât de frumos. Se orbesc dacă nu-mi dau lacrimile. Al tău sunt, Doamne, pe vecie și sufletul ți-l... Lenche, cântați și voi, bă! Nu cântam! Cântați, bă! Al tău sunt, Doamne... Nu las că o să cântați voi, minte naș. Arăt eu vouă. De ce nu cântați, mă? Să vă arăt eu vouă, mă! Dumnezeu a interzis pe deapta corporală, omule! Lasă-mă! Lasă-mă! Caroi!
Stătmașe, că vă prind eu! Vă arăt eu vouă! Mișou celor ce sunteți! Vă arăt eu vouă! Dar bătaia e oprită. Domnul nu permite. Porunca domnului se aplică începând de săptămâna viitoare, după ce fratele Fugedeș va fi botezat. Nu te necăji, frate Fugedeș. Diavolul le-a împrăștiat. Dumnezeu o să le adune înapoi. Fraților, dragilor, o să slăvim pe Domnul în casa fratelui Fugedeș. Acum, mergeți acasă și aduceți aici tot ce puteți și vă lasă sufletul. Da. Eu mă duc să caut fetele. E? Organizăm cina cea de pe urmă? De? Cunoști legile noastre. Da, cunosc. Nici carne, nici vin, nici panică, nici o plăcere trupească. Și asta ar fi ultima, de? Ultima, frate. De? Atunci ajută-mă, frate predicator. Ce bun sunt cârnații ăștia. Ce minunat e vinul. Eu știu că săvârșesc un mare păcat. Pentru că noi nu avem voie, nouă nu ne este îngăduit. Da, tu ai spus, frate, cina cea de pe urmă. Da. Pentru că așa precum Domnul nostru Iisus Hristos, în ziua aceea neagră... Numele lui, dacă este cu putință, frate Fugedeș, să nu-l amestecăm cu slănina și cu licoarea satanei. Eu mă tot gândesc, frate, cine e dracu? Doamne, iartă-mă! O să mănânce mulțimea asta de cărdați și de jugări dacă eu mă înveșmânt cu cămașa și credința cea nouă. Nu lua numele Domnului în deșert. Ia să punem. Ajunge numai dacă pomenești de cărnați și de jugări. La din asta mai au puțin. Dacă nu mi-ar fi teamă de Dumnezeu, ar trebui să spun... Fără apă. Fără? Păcat este nu ceea ce ne intră pe gură, ci ceea ce ne iese. Fără. Fără. Păi e păcat să strici bunătate de vin. Noi am respectat o rânduială. La început l-am băut cu apă, pe urmă am continuat fără, iar acum îl bem ca apă. Păi vinul bun e o bucurie, mâncarea e o temelie, tra-la-la. Despre cina asta noastră nu trebuie să vorbești nimănui. Mormânt rămâne între noi. Mândrulița mea zglobie, nu te mai văd o vecie. Noi doi, de? La spital am început să ne tutuim. De, cam de. În adunare însă, când ori auzi ceilalți, te rog frumos să nu mă tutuiești. Ar dăuna prestigiului meu. Bate palma. Ba chiar să ne zicem dumneavoastră, păi, scumpe frate predicator, Dumnezeu să te... să vă aibă în pază. Și pe dumneavoastră, frate
Ghezești. Ah, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, cel de sus, pentru osteneala pe care vă dați cu mântuirea sufletului meu. Dumneavoastră! Dumneavoastră! Păi te-am zărit, mândruța mea, aveai rog, hopa, etenea, parcă-i fi un mândru trandafer. Te-am zărit, mândruța mea, în cimitir. Vine frumoasa Emma. Fii atent, frate, când o să-mi povestesc viața în fața adunăturii, hai, adunării, să-ți spun și despre ea. Despre cine? Păi, despre Emma. Despre Emma de ce? Păi știi, eu aș avea niște gânduri cu ea. Ați păcătuit împreună? Stai, stai, frate, suntem nevinovați! Da! Doi văduvi, doi crini! Nu minți, Fughedeș, mărturisește adevărul, spune adevărul! Da, pe mântuirea sufletului meu, nici... Niște mână ne-ai apucat-o! O, mâna, i-am apucat-o eu, da, indirectă, nu, prin intermediul piciorului. Binecuvântat fie mielul Domnului, dar voi sunteți veți ca niște porci. Frate predicatorule, așa îl pregătești pe fratele Fughedeș pentru botez? Treci cu vederea, Sorema, a fost ultima lui dorință, cina cea de pe urmă. Din clipa asta renunț la tot. La cursuri și la pălincă, la carne și la vin, la jurături și la plăcere. Asumpără-te, norocul tău, că domnul e sus, că altfel ți-ar scoate ochii. Îl vezi, frate predicatorul, a ajuns în anticamera domnului și s-a îmbătat. Iar cina asta cea de pe urmă s-a sfârșit. Bucatele câinilor. Iar licoarea diavolului o punem deoparte, pentru păgâni. Bă, pune-le, scumpa mea, pune-le! Atențiune! În această seară ne luăm rămas bun de la fetele Fughedeș. La ordinul tatălui lor, ele părăsesc acum echipa de teatru, echipa de dansuri și nu mai au voie să meargă la cinema. Gata. S-a terminat cu beutura. Hai, culcă-te, să fii din nou pe placul domnului. Cu un pah ultimul. Dă-i un pahar, femeie. Iartă-mă, dați-i un pahar, Sorema. Mă, predicator, mă, pijicherule, mă. Cum vorbești? Iartă-l, frate, iertați-l. Vinul vorbește în el. Da, iertați-l, n-ai să ajungi niciodată slujitorul domnului, bețiv ce ești. Dar eu nu vreau să ajung slujitorul domnului, eu vreau să fiu președinte de CAP, că așa mi-a promis ăsta. O să fii, o să fii. Dar bagă-te odată în pat, hai, hai. Mă bag, mă bag dacă te bagi și tu lângă mine. Psss, l-auziți? Glasul satanei vorbește în el, hai. Așa l-ai învățat? Probabil, așa l-ai obișnuit? Hai, culcă-te, Dumnezeu îmi vede sufletul. Nici măcar gândul păcatului nu s-a născut în mine. Haide, omule, gata. De mâine botniță pe toate poftele tale păcătoase, auzi? Da! După cum spun cele 10 porunci. Bine zici, și mai ales la noua să fii foarte atent. Nu râvni la nevasta aproape lui tău, Emma. Dar cine e aproapele meu, mă? Pe bărbatul Emma l-au dus sabele. Iar eu dacă râvnez la văduva a lui, el care nu mai e aproapele meu, pentru că cimitirul ăhă e departe. Atunci, unde e primejdia care... Stați, mă, că-mi rupe nădragii, mă! E, mai bine să rupă nădragii decât mântuirea. Nădragi mai ai, dar mântuirea e una singură. Au, capul-mi pleznește capul. Dați-mi o leacă de oțel. Tragi un somn zdravă, frate Fughedeș, și să fii pregătit pentru botez.
tăgăduie, doamne. Ca poftele nestăpânitele trupului să nu le ocolesc numai. Oh, și să le și detest din tot sufletul meu, să-mi fie scârbă de ele. Ascultă, Evo, de ce le-a lăsat să se apuce mâna indirect? Cum adică indirect? Spunea că prin intermediul piciorului, uite așa. Oțătul! Îl caut, îl caut! Ți-a apucat-o sau nu ți-a apucat-o? Tu nu vezi că-i beat? Emo, vino lângă mine în pat. Frate, fiu, deși repetea legământul. Trăim ultimele zile. Da. Tu împuternicita diavolului. Capul înțelepciunii. Aoleu, lasă-mă, lasă-mă. Te-a apucat sau nu te-a apucat, spune-mi? Diavoliță! Aduci odată oțătul ăla sau nu? Predicatorule, arde-i, te rog, un picior în femeii ăstea. Lasă-mă, pedeapsa corporală interzisă. Și a fost viața lui Adam de 930 sau 950. Predicatorule, câți ani avea Adam ăsta când o muri, bă? 930! Oțătul grijania ei de treabă! Emo, focul genei mi-arde în vine! Potolește-te! Pot, nu pot! Cauza noastră comună, comunitatea, nu-și cere oare să mă potolești! Emo, diavoliță! Dar voi ce dracu, doamne, iartă, vă faceți acolo, mă? Exersam renunțarea. Îi arătam sorei Emma ce nu are voie să îngăduie nici mie, nici ție, nimănui. Ah, păi asta e altceva. E, păi atunci învață-o. Poftim, învață-o. Oțătul, mă. Să mergem acasă. Aici l-am pus, mă. Frate, Fugedeș, să nu-i scârdăm pentru botez. Nu, nu, nu. Hei, 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 când ne mai vedem? Nu știu, tata nebunit de tot de când cu predicatorul care a promis că îl face președinte. Lasă-o să scoate noi gărgăunii din cap. Mai puțin până la carnaval, o să vin cu băieții. Dar numai că pe tine tata nu o să te primească în casă. O să mă maschez în predicator. Haine mi-am găsit, așa că nu o să-mi fie greu. Dacă îmi pun și mască, nu o să-și dea seama că sunt eu. Ai văzut? Ai auzit, doamne? Tasă-o mie slujba și el fata. Apă, dacă ai auzit și ai văzut, luminează-mă, rogu-te, cum să mă răzbun pe potoiul ăsta, pe tapul ăsta. Hai, du-te, că dacă te vede tata pe aici, am încurcat-o. Bine, bine. Al tău sunt, Doamne, pe foarte bine așa. Lenghe, dar de ce ți-ar ție obrajii? E frig afară, tată. Bate vântul. Da, și vântul ăsta bate numai pentru tine, așa, e? Nu cumva vântul ăsta e fecior de președinte de CAP-ul și se numește Mihai? Hai, cântați o dată. Una, două, trei. Mihai,
mașinăria lui Belzebut în casa mea sfântă! O tras la lesătoni! Stai că mă arăt eu, mă! Asta e muzică sfântă? Mă arăt eu, mă! Cine l-a dus ăsta aici? Bate-te la bară imediat! Dar ce va țui că n-ai tu, Emă? Prunile sunt pentru Magiun, nu pentru... Și merea ca să-i saie, că de-ți vede nevasta glaja asta, ți-o sparge în cap. Nu te râde tu, Emă, că la mine în casă cântă cocoșul? Nu, când intru eu în casă, ies pândos. Slan, cât? O chilă. Ce i saie? Cumpăratul ți-ai oare ce? Niște oțet, ei bun de frecție! Da? Ne. Adu-o încoace numai și hai acasă, că-ți fac eu o frecție scumpă, e? Bună ziua, Gheza! Bună ziua, Minervă! Păi, Gheza, m-ai strigat să vin pe la tine? Eu, mă, nu te-am strigat, ce-ți veni? Atunci mi s-a împărut, dar ce bine era. Dacă mă strigai. Deci te-ai hotărât să te însori. Da. Nu, asta nu-i rău. Păi atunci să bem ceva. Da, n-avem vin. Ascunsem. Hai să vezi. Ce-i acolo? Ce-i drept, am promis noi să nu mai bem, dar n-am promis să nu dăm altă de beut. Acum? Tu, cel mai înțelept om al tuturor timpurilor, Domnul să te aibă în pază. Domnul? Multă fericire cu prilejul însurătorii. Ia spune, la cine te-ai gândit, Fac prinsoare ca la una din fetele mele. Adevărul e că din cinci e tare greu să alegi. Lenche e cea mai mare, dar e cam zvăpăiată. Ar mai fi Magda, Tereza, că celelalte două sunt cam miculuțe. Ha? Ce-i drept, ești cam bătrâior, nu te supăra. Dar ce te vorbesc eu, că nici nu știu la care te-ai gândit. Frate, tu ești într-adevăr prietenul meu? Da, vezi bine că sunt. Atunci ascultă-mă, după botez, te îmbraci frumos și în numele meu, cu sentimentele mele sfinte, dar cu cuvintele tale bine alese, te prezinți în fața Emei. Și ce să fac în fața Emei? Păi ceri mâna pentru mine. Ce? Să-i cer eu mâna pentru tine? Mâna și toate celelalte. Groaznic. Ce e groaznic? Că și eu am vrut să te rog pe tine același lucru. Ce să mă rogi? Să-i cer mâna pentru mine. Fratele meu întru Domnul, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Eu te-am mințit. Noi doi, Emma și cu mine, nu suntem tocmai nevinovați. Am bănuit. Puteam să-mi imaginez. Dai o declarație în sensul ăsta. Dau, dar cum să nu dau? Minte n-aș. Jezi, tu ești
niște relații mai bune cu cel de sus. Întreabă-l oare, mă iartă? Am să-l întreb. N-avea grijă? Am să-l întreb, frate? Emo, tu m-ai înșelat. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mielul Domnului mi-a mărturisit. Cât am încasat azi? Nu atât încât să-ți mărim leafa. Da, banii ar veniți pe casa lui Fugedeș. Unde sunt? Păi aia, frate dragă, nu sunt nici ai tăi, nici ai comunității. Da, nici ai tăi. Adică mă gândesc că, de fapt, eu susțin comunitatea. Ce vrei să spui cu asta? Că banii mi se cuvin în totalitate mie. Și eu cu ce rămân? Cu dragostea. Nu cred că pot trăi numai cu atât. Dacă m-ai înșelat cu Fugedeș... Atunci să mă pedepsească Dumnezeu. Întregul venit să fie al tău. Declarația către Dumnezeu, frate predicatorule, am adus-o numai să mă ajut să mă răzbun. Așa ți se purifică sufletul, frate. Și drept ispășirea păcatelor, mai adaug, Ema ți se cuvine ție. Eu rămân cu cea pe eu. Și eu renunț la ea în favoarea ta. Dar-mi plânge inima, văzându-te atât de singur. Vezi, mi se rupe inima când mă gândesc la soarta ta. Dar ești păstorul și îngrijitorul sufletelor noastre. Ai nevoie de liniște. E mai liniștea ta. Cu bucurie am să-i cer mâna pentru tine. Auziți, fetelor, știți ce a zis predicatorul? Că oamenii sunt ca merele. Când sunt mai mulți la oaltă, se strică. Pentru că omul e lup pentru om. Oamenii se atrag unul pe altul în păcat. De ce au murit Sodoma și Gomora? De ce? Din cauza păcatelor. Ia priviți, fetelor, ce ne trimite el de sus. Ia uitați-vă! Dacă a fătat asta, zis cu noi. Vinde, zis aici, aroma minunată. Maică precisă, ce bătaie este din asta. Chiar dacă ne stopește, tot mănânc. Da, hai să vă rog casă. Iroca, Iroca, tu stai deoparte, dacă vine tata, strănuți. Da, pe tot, ia? Dacă nu vine. Uite de ce vrea să ne lipsească, pe mine cam greu. Ce dimineții sunt pe lume. Da, și multe ispite. Mă, ce să zic, mâncarea e ispită, dansul e ispită, revolta e ispită. Ei bine, eu nu recunosc cuvântul ăsta, nu-l accept. Nici dacă mă bate. Cine se teme de ispită să meargă la mănăstire? Așa e, la mănăstire cu tine, că e lugărită. Alo, vine, vine tata. Ascundeți coșul repede. E, dar voi nu știți să mai dați bună ziua? Bună ziua. Ce mâncăm? Numai conserve de legume. Mâncare de dovleci, mâncare de mazăre, mâncare de fasole și tocană de legume. Da. Nu-i rău. După masă aduceți hârdăul în casă și-l umpleți cu apă curată. E? Care-i la rând cu rugăciunea? Thank you. Magda. Tereza. Maurico. Dar ce-i cu voi? Ați muțit cu toatele? Dar și ce ți-e ochii din cap ca la broaște tu? Am mâncat un morcov. Dar toate ați mâncat morcovi? Dar v-am spus de atâtea ori că înainte de masă să nu gustați nimic?
Enghe, zi rugăciunea. Vino, Iisuse, oaspete nevi, conserva numiluiește, amin. Vezi să-mi aduce aminte după masă. Ce? Să ții ce ți se cuvine pentru conserva pe care ai băgat-o lui în rugăciune. Dar și să nu vă văd în timpul rugăciunii că vă mai foiți. Ați înțeles sau nu? Da, da, am înțeles. Așa. Magda. Da. Fă o listă cu ordinea la spusul rugăciunii. O prins pe perete. Ha? Da, am să o fac. Da, și fiecare cum zice rugăciunea, cum își face norma, o bifezi. Am înțeles. Ma. Cine o gătim mâncarea? Fasolea asta e cu cârnaț. V-am spus de atâtea ori că fără cârnaț și afumătură. Halt! Să umplu paharul, la colț! Dar bine, tată, da. Niciun dar! Gata, masa! Rugăciunea, leaite! Am mâncat, am băut, amin. Numai atât? Atât a fost și mâncarea. Atât? Da. Bine. Alinierea! Într-un picior! Căruia dintre voi nu-i place viața asta nouă? Hă? Niciunea nu-i place, tata! A vorbești de numai numele tău! Amu mă duc să dorm în camera voastră. Într-un picior! Să nu mă deranjeze nimeni și așa să vă găsesc și când mă-i scula. Enche, Magda, Tereza, Morica, sau cum te cheamă, veniți cu toate în coace! Ce cauți, tată? Ce e? Miroase a păgânătate, a cârnaț, dar voi nu simțiți? Nu, tată, nimic. O fi doar ispita diavolului. Da, tată, dar ia adurmecați numai, dar voi nu simțiți. Ha? Miroasea paprică. Auzi, turoi. Tată, eu mă gândesc că... Tu să nu gândești. Aici eu gândesc. Eu simt mirosul suspect. Eu știu ce e bine și ce nu e bine și ce pune în pericol mântuirea voastră. Așa să știți. Na. Uite, sunt și aici. Na. Și aici. Și aici. 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 Frige! Ce e asta? Bă, dar care au dus cârnați? Eu. Domenți? Care au dus? Eu. Eu. No, bine. Dacă sunteți una în păcat, e, o să fiți una și în pedeapsă. Alinierea! Narenche, ieși în față. Te apre, șur! Așa, alta, Morico. În numele tatălui, na, alta, Tereza. Vino-ncoace! Vino-ncoace!
Și-al fiului, Clito. Și-al Sfântului Duh. Vino cu aici. Vino cu aici. În numele mai Sfintei Margareta și Cecilia și al meu, odraslele satanii. Stai, unde fugi, fata mea? Trebuie să mergem la botez. Pe mine să nu contați. La botezul de azi, tu vei fi persoana cea mai importantă. Vei avea casa ta, vei avea mașina ta. Poftim, uite banii de mașină aici, îi vezi. Dar de unde ai? Tatăl tău și-a vândut casa și-a dat toți banii comunității, adică mie. Dacă vei fi, toți banii vor fi ai tăi dacă vei fi nevasta mea. Frate, păi dumneata ești așteptat mai curând acolo, sus, oaia Domnului să-ți fie mireasă. Meh! Emma, de ce-ți bagi joc de mine? Ce-am făcut? Ai promis fratelui predicator că te măriți cu el. Eu? Niciodată. M-a trimis să-i cer mâna pentru el. Tu să taci. Ești un trădător. Am auzit toată discuția voastră. Vai de mine. Nu e adevărat, am vrut să-l încerc pe predicator. Ha. Eu țin la tine. Știi ce ești pentru mine? Ce? Un dar al Domnului. Ha, nu poți! Nu mă strânge așa. Ia te uită la el ce s-a aprins și nici măcar nu ești botezat. Sufletul înainte de toate. Ce contează sufletul dacă nu ești trupe, ma? Nu se poate, Carol. Ai bol în zi. Am bol în zi, Doro. Cum să nu se poată? Lasă-mă! De ce să nu se... Dar nu mă zgâri așa grijanea, mamii. Mai întâi să te văd acolo, în apă. Fetelor, unde e apa? Să mă arunc în ea. Mama, e de apă. Lasă-mă, omule. Ia te uită. Așa te pregătești pentru botez, frate Fugedeș? Și ce te oțărăști? Nu mi-ai oferit-o mie? Și tu nu mi-ai oferit-o mie? De ce o îmbrățișezi? Păi... Soră Emma, tare ai mai încurcat lucrurile. Eu le-am încurcat. Nu voi m-a stârguit ca pe o găină în piață? Avem și altceva de făcut. Frate Fugedeș, îmbracă cămașa pentru botez. Vino, soră Emma. Fetelor, ajunge cu apa, trece sus în pod. Hai. Dragă Sorema, să-ți citesc ceva. Subsemnatul Caroi Fugedeș, recunosc că am păcătuit cu Emma. Privește scrisul lui. Ia spune-mi, scumpă soră Emma, al cui va fi de acum înainte întregul venit al comunității? Așadar asta era. Și pentru ce ți-a dat în scrisul ăsta? Ca să-i raportez lui Dumnezeu. Eu sunt cu el în cele mai bune relații. Al tău sunt, Doamne, pe vecie și sufletul ți-l dau cu... Intră, frate, la apă. Vreau să spun, în apă. Vei! E cam rece. Alune, să nu te sperie, vârtejurile să nu te înspăimânte, să se îndepărteze de la tine tot ce este necurățenie. Și Emma să-ți fie nașă. Și dacă mă însor cu ea, înseamnă că am luat-o de nevastă pe propria mea nășică? În prăpastia cea mare e loc pentru toate. Repetă după mine. Toate ți le ofer ție, Doamne, ca-i spășire. Toate ți le ofer ție, Doamne, ca-i spășire. Ca-i spășire, amin. Stai, stai, ce faci, bă, frate? Amin, om, revine mie. Da, mă rog, dacă ai zis-o, amin. Amin.
Păcatele și deșertăciunile te părăsesc acum. Pleacă, te duc, îl văd, îl văd pe diavol. Îl văd cu ochii sufletului pe diavol, cu coada lui brligată. Pleacă, alergă! Pleacă, du-te, 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 dracului! Na, 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 na. Ești frate din apă și mărturisește. Cum te simți? Tremur și mi-e frică. Ți-am adus o cămașă uscată. De? Frați întru Domnul, să vă întoarceți fața de la prezent. Strigați cu toții spre înăuntru, spre înăuntru, spre înăuntru. Să vă întoarceți în voi înșivă, să vă retrageți. No, fraților, poftiți la conserve de legume și suc de fructe. Haida, știți, știți, masa vă așteaptă. Haida, haida, așa, hai, măicuță, opa, așa, 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 dați-vă în urmă. Ați mâncat și ceva? Frații mei întru Domnul, mica noastră comunitate s-a îmbogățit cu noi membri. În persoana fratelui Fughedeș am obținut o uriașă biruință. A întors și el fața de la cele exterioare, pentru că degeaba ne ademenește pe noi lumea cu bunurile ei materiale. Noi respingem toate ispitele lumești. Să miluiască mielul cel ceresc adunarea noastră. Amin. Miluiască-ne, fraților, mielul ceresc. Fratele predicator a uitat ceva în cuvântul său. A uitat să spună că respingerea ispitelor vieții lumești se referă numai la noi. În ceea ce-l privește pe el însuși, consideră că nu-i obligatoriu acest lucru. Aș dori să comunic adunării noastre că fratele predicator mi-a cerut mâna. Miluiască-ne, mielul cel ceresc, că nu e plăcut Domnului sufletul însingurat. Numai că în calea acestei căsătorii există o mică piedică. E o greșeală, fraților. Între timp, sora Emma s-a promis fratelui Fughedeș și eu am renunțat la mâna ei în favoarea fratelui Fughedeș. O, ce-ți mulțumesc pentru marea generozitate, frate! Așa s-au rânduit lucrurile, fraților. Eu nu am taine față de voi, pentru că tainele sufletești nu sunt plăcute Domnului. Eu am hotărât de comun acord cu fratele Fughedeș să cer mâna fetei mai mare a fratelui Fughedeș, a lui Lenche. Numai că și în calea acestei căsătorii există o mică piedică. Într-adevăr, e o piedică faptul că nu am reușit să o botezăm. Dar o să o convingem, o să o educăm. O să o lămurim împreună. Piedica rămâne și atunci. Poate vârsta mea, dar în fața Domnului vârsta nu e o piedică. Eu cunosc Scriptura mai bine decât sora Emma. Și în ea nu scrie nicăieri câți ani să aibă bărbatul și câți ani femeia. Numai armonia sufletească contează. Mai e totuși ceva. Fratele predicator să tăinuiască mai bine altădată localitatea în care se îngrijește de oile Domnului. Pentru că a primit o scrisoare pe care poștașul mi-a dat-o mie și care sună cam așa. Dragă tată, a trecut mai bine de un an de când ne-ai părăsit pe noi și pe mama. Ea nu știe că-ți scriu această scrisoare, dar speră mereu că vei reveni și vei rămâne cu noi. Te așteptăm foarte tare, băieții tăi. Lenche, dragă Lenche, fetița mea, vino cu ce să spun ceva. Singură pentru nericul ăsta. Nu ți-e frică? Acum că te-am văzut pe dumneata, nu mai mi-e frică. Pe
Fetiță, fetiță, eu trebuie să plec. Numai de tine mi-e milă că trebuie să rămâi aici. Ești singura comoară care aș lua-o din satul ăsta. Da, și unde mai duce, frate? Departe, departe. Mă așteaptă o comunitate bogată la satul mare. Am să-ți cumpăr mașină. Vei învăța să conduci. O să călătorim împreună. Eu voi aș propovădui cuvântul Domnului. Vii! Ah, tot drumul numai la asta m-am gândit. Ce bine hai, ar fi. Hai, Lenghe, fii-o. Vai, cum să mă rătești? Vai, dar ce o să zică Dumnezeu? Dragostea sinceră-i plăcută domnului, vii. Mă duc să-mi fac bagajul. Să-mi fac bagajul. Uite, aștept-te, grăbește-te. Hai. Nu, nu, uite, te aștept diseară la 10. Fix, te aștept diseară în bucătărie. Nu, pentru că... Eu deja mi-am luat rămas bun de la cum. Uite-ți comunitatea cum pleacă. N-o să fim decât noi, fetele și cu tata. În seara sărbătorim carnavalul. Toată lumea o să vină mascată, așa că... Mascată? Ia masca asta, așa, și chitara, și tata o să creadă că ești Mihai. Fratele Fugedeș, e un om de suflet. O să fie de acord, Lenche. Pa! Pa! Bine, te aștept. Vin! Pa, Lenche! Te aștept! Miliască-se mielul ceresc! Pa, Lenche! Da? Hai, fetelor, terminați de strâns? Și puneți totul la locul lui. Tată! Te-ai întors, oaie rătăcită! Stai! Dacă nu-l bați pe vagabondul ăla de Mihai... Pe Mihai? Da. V-ați certat? Mhm. Păi ăsta nu-i rău, fata, tati, nu-i rău deloc. Tată, taticule, fii atent. Eu am să mă mărit cu fratele predicator. Cu cine? Cu fratele predicator, tată, dar m-a hotărât. A spus că dacă mă duc cu el, îmi ia și mașină. E plin de bani, tată. Păi numai dacă socotim banii pe care i-are de la tine, după ce ai vândut casa. Pe care bani? Că ăia nu i-am dat lui. Sunt un prost. Prost mare de tot. Și un măgar bătrân. Da, de unde, tată? Ești bun și milostiv. O să-l ierți. Fratele predicator a vrut să fugim acum împreună, de a spus să vină să mă ceară de nevastă, că o să fii de acord. Și când o să vină? Diseară, la 10. I-a spus ca să nu-l vadă lumea, să se strecoare printre băieții care vin cu umăștile. Îmi promiți, tată? Îți promit, fata, tati. Vă priviți în casă, oameni buni! Ha, intrați, intrați, băi, dar numai câte unul. Verificarea! Cât sunteți? Mult! No, hai! Tu cine ești, băi? Vreau să-mi păcale! Și cealaltă parte? Asta-i pindală! E, ia să-ți văd eu mutrație, mă! Mă, parte-te! Așa, intră cu două jumătățile. Și tu? Eu sunt măgarul și călugărul. Toți sunteți dubli, băi. Ia să-ți văd și ție mutra. Păi așa ești tu măgar și mai mare, bă. Tu puteai să fii fără masca asta, că se mănai mai bine. Pe limba asta să vorbești cu tatăl, bă, nu cu mine. Dar celălalt, șeful, unde e? Țapu? Își pieptănă barba afară. Ne lasă că eu pieptăn eu, minte, daș. Intră, bă, dar fără măgări cu fetele mele, ai înțeles? Așa. Hei! A, și tu cine ești, bă? Mateaș Găscaru. Așa, ia să-ți văd și ție mutra. Poți intra, du-te dincolo, acolo-s fetele mele. Și ascultă, băi, Mateaș, fetele mele nu zgâște, așa să știi și așa să te porți. Ei, eu-s gânsac mai mitril, ce-i mai afară. Așa, hai următori. Să-ți văd mutra. Și ție? Așa. Lampa o face mai mică, să nu vadă unde pică. O dras la lui Scaramoțchi în urdăul de boteză. Cine e? Un frate de suflet. Și mai cine?
cine? Un prieten acasă! Intră repede, frate, că a scăpat câinele! Aruncă-l în câine, Raul! Închide ușa! Au! Așa încep tu carnavalul! O las la satanii! M-am mai opărit! Te-am opărit? Păi tocmai tu nu te-ai jumulit! Nu m-am opărit! Ajutoare! Gerbedeule! Vagabondule! Ajutoare! Ajutoare! M-am opărit! Nu te omor mai, busoiule! Călduri, jafră, călduri! La ce crezi tu? Credeai că mă păcălești? Mai mulți hoiule, jos peruca! Peruca rămâne aici! Țara-nție! Jos peruca! Peruca nu să se vin cu predicatorul! Muțoile, trebuie să rămân ție! Jos peruca! Jos peruca! Nu mă încoace, vino mai aici, să te pârlez nici el, mă! Nu mă încoace! Hai aici! Într-adevăr, nu-i peruca. Asta-i chelia adevărat. Maică măiculița mea! Frate predicatorule, îngrijitorul sufletelor noastre și al mântuirii mele, iartă-mă! Te-ai îmbătat! Te-ai îmbătat ca târbeții! Măi, dar de unde să mai trească niciodată? Iartă-mă, frate predicatorule, stai să-ți aduc un prosop curat ca să te ștergi frumos, frumos, așa, să orbesc aici pe loc dacă n-ar scaul generică, așa. Bați joc de cineva în halul ăsta? Doamne Dumnezeule, unde m-ai clăuzit? Unde m-ai delegat, Doamne? Sfinte Sisoe! Așteaptă flăcările iadului! Frate, predicatorule, ai văzut că suntem doi! Tu ești doi! Păi de unde să știu care ești tu? Îl văd pe diavol cu coada lui îmbârligată! La o parte, fraților! La o parte, fraților! A luat-o la sănătoasa! Am scăpat de el! A fugit cu banul lui Fighetes! Ne-am luat după el, dar degeaba! Fugea din sfârâul călcâiele! Nici o grijă, prea departe nu ajunge el. Alo, alo, dă-mi 14679. Alo, bună seara! V-am spus eu despre un predicator care s-a pripășit pe aici. Un da, un ex-croc. L-au pus oamenii pe fugă. Foarte bine. Vedeți că iute de picior. A luat-o spre Deva sau spre satul mare. Așa. Nu trebuie lăsat să scape. Fiți atenți! Fiți atenți! Nici o grijă, punem noi mâna pe el! Miralul-i năpădăioasă, tot căutând un vinovat. Am dat de Fighetes în fine, și rău pe el s-a răzburat. Și rău pe el s-a răzburat. Povestea noastră se sfârșește, cu Fighetes din nou adeu. Căci dacă din greșeli se învață, nu înseamnă să greșești mereu. Nu înseamnă să greșești mereu. Acum putem și noi rosti, de n-ar fi, nu s-ar povesti. Acum putem și noi rosti, de n-ar fi, nu s-ar povesti. De n-ar fi, nu s-ar povesti. Că proști sunt oamenii deștepți, până-ar ce adun un dram de minte. Noi l-am făcut erou de pil, dar nu-i nici astăzi președinte. Dar nu-i nici astăzi președinte. Thank you.
Thank you.